Generația Z, o emisiune realizată de studenții de la Facultatea de Jurnalism și Științele Comunicării. Emisiunea Generația Z a început în această seară cu piesa Opriți Planeta de la Puia și Iraida, pe București FM, pe 98,3. Noi suntem Cătălin și Denisa și vă salutăm de aici, de pe pământ. Ce faci, Denisa? Cum mai e viața pe Terra? Bună, Cătălin! Cred că știi și tu cum e viața pe aici, pe Pământ. Eu sunt curioasă și cum e viața în spațiu, pe Lună sau pe Marte, dar nu cred că ne putem muta momentan acolo. Avem nevoie de un loc care să poată susține viața. Și un cort nu cred că e suficient. Dar cine a pomenit ceva de un cort? Dacă ți-a spune că pe viitor va exista posibilitatea de a ne caza pe Marte. Și nu se mai face o stațiune pe la noi cu nume de planetă, Jupiter, Saturn sau mai știu eu ce. Ci mergi chiar pe orbita Marte. Sinceră să fiu, asta sună a ceva film, SF. S-a mai făcut ceva și n-am apucat eu să văd? Nu e film, ci e proiectul unor elevi de la Colegiul Național Tudor Vianu, din București, elevi care au reușit să câștige premiul cel mare la un concurs al celor de la NASA. Ei au avut cel mai bun proiect din 5200, deci cred că ei ne pot explica cel mai bine cum putem, peste câțiva ani poate, să mergem în august, nu la mare, ci la mare distanță de planeta noastră. Tocmai de-aia îi avem alături de noi pe coordonatorul campaniei 100 de tineri pentru dezvoltarea României, pe Alina Panico, și pe câțiva dintre elevii care fac parte din echipa Project Nova 2, și mi-ar plăcea să vă las să vă spuneți și voi numele măcar o dată. În ce ordine vreți voi, de la stânga la dreapta, cum vreți voi? Microfoanele vă aparțin. Eu sunt Medea. Eu sunt Maria. Eu sunt Luxin. Mihai. Andrei. Eliza. Și au câștigat premiul cel mare la concursul celor de la NASA. Iar pentru că avem și un set de întrebări pentru voi, care nu sunt deloc complicate, stați liniștiți. Colegiul Național Tudor Vianu este a doua instituție din lume care câștigă a doua oară acest premiu. Ce e special la Vianu de a reușit? Cui se datorează toată reușita? Liceului, coordonatorului sau în totalitate vouă elevilor? Cred că nu este în totalitate meritul nostru, desigur. Am avut parte de sprijin și de la școală foarte mult, în special din partea domnului nostru profesoare, doamna Ioana Stoica, care întotdeauna ne-a încurajat să participăm la astfel de concursuri și ne-a ajutat cu tot ce am avut nevoie. Asta este foarte tare și, dacă nu mă înșel, coordonatorul vostru a mai luat odată acest premiu în 2015. A coordonat o echipă care a luat acest premiu. Aveți idee? Da, din câte știm noi, în 2012, dar... 2012? Ah, okay. Eu am găsit 2015, nu e vina mea. Cineva a scris greșit? Nu știm, e posibil, dar noi știm că în 2012 a fost o echipă care a luat într-adevăr marele premiu. Păi transmitem felicitările noastre. Da. Coordonezi un asemenea proiect, cu siguranță nu e ușor. Și eu am o curiozitate, pentru că m-am uitat puțin peste proiect și am văzut ce e acolo. Mă rog, n-am înțeles prea multe chestii, că nu mă pricep, eu n-aș putea să fac asta. Cât timp a durat ca proiectul să fie gata? Eu m-am uitat peste el și v-am spus că nu am înțeles absolut nimic. E un limbaj pe care eu nu îl înțeleg. Așa, noi nu ne-am uitat exact la ceas când am făcut proiectul. Am început de prin septembrie, de la începutul anului școlar. Și am lucrat pe timpul nostru liber, de acasă, ne-am coordonat și am făcut proiectul. Dar nu a fost o plăcere pentru noi, timpul s-a scurs repede. Deci nici nu l-a simțit. Da, exact. Foarte tare. Și cu siguranță că ceea ce ați realizat e o dovadă de disciplină și arată că sunteți foarte determinați și că duceți totul până la bun sfârșit și n-ați avut niciodată moment în care parcă ați fi abandonat totul, vă certați și nimic nu mai mergea? Haide, fiți sinceri. Niciodată. Nu, chiar am colaborat foarte bine. Da? Mă bucur. În general, eu până și în proiectele mici mă certam cu colegii, dar poate sunt eu mai rea. Și... pe de altă parte, care sunt câteva dintre abilitățile și lecțiile pe care le-ați învățat în urma proiectului Nova 2? Practic, noi în cadrul proiectului am folosit multe din cunoștințele pe care le-am multe cunoștințe de la școală și cumva și din alte proiecte, felul în care ne-am organizat și chestii de genul acesta. Ce am învățat nou, cred că partea aceasta organizatorică este cel mai important și nu neapărat în cadrul acestui proiect, dar în cadrul oricărui proiect. De-a lungul tuturor proiectelor pe care le-am făcut, acesta a fost lucrul pe care l-am dezvoltat cel mai mult. Ne-am învățat să ne organizăm ca echipă, să ne împărțim sarcinile și să reușim să rămânem on track, pe schedule, on schedule. Uh-huh. Cum anume. Da. Și curiozitatea mea este, știu că Project Nova 2 folosește, se comunică cu Pământul prin intermediul undelor radio X, adică X-band radio waves. Și întrebarea mea este, prinde Project Nova 2 București FM? Depinde pe ce transmiteți. 98,3 este frecvența, nu știu exact pe ce transmitem. Depinde cu pe ce intensitate, dar eu sper că prinde.
dacă nu facem să fie posibil. O să ne ocupăm de asta. Habitatul spațial este capabil să găzduiască peste 2000 de persoane. Există vreun sistem de apărare pe care să-l aveți acolo ca să protejeze nava de posibile fenomene ce pot provoca daune navei habitatului spațial? Da, avem, trebuie în primul rând să protejăm împotriva radiațiilor și ceea ce se numește space debris, adică ce practic gunoiul din spațiu, și trebuie neapărat protejată nava pentru că altfel s-ar descompune. Da, ok. Deci v-ați gândit la toate. V-ați gândit la toate. Și că tot a zis Cătălin că se pot caza undeva la 2000 de turiști. Eu sunt curioasă, ce mănâncă? Cu ce își ocupă timpul liber? Că nu cred că prind Wi-Fi până acolo ca să-și ia și telefonul. În ceea ce privește ce mănâncă, am făcut un experiment. Noi am încercat cumva să simulăm, să ne pregătim, dacă chiar ar fi să mergem acolo, ce am duce și cum am face rost de mâncare proaspătă. Și, practic, ideea noastră a fost că nu vom putea duce la nesfârșit pământ în spațiu sau mâncare preambalată, așa că am studiat creșterea plantelor într-o gelatină numită agar-agar și, de asemenea, am studiat cum impactează culoarea luminii. Noi am ajuns la faptul că lumina magenta este cea mai bună pentru creșterea plantelor. Și cât despre entertainment și ce pot face oamenii acolo, chiar am avut un capitol din proiect dedicat acestor aspecte și noi vrem ca viața din spațiu și din colonia noastră să fie cât mai similară cu cea de pe pământ, adică să nu aibă lipsuri atât de mari. Deci nu ați uitat absolut nimic, ați abordat acolo tot ce e nevoie și am văzut că aveți și un motto care este Per aspera ad astra, care în traducere înseamnă prin dificultăți către stele. Care credeți că v-au fost cele mai mari dificultăți prin care ați trecut și au fost ele multe? A fost așa simplu? N-a fost simplu, nu. Cred că printre cele mai grele au fost să găsim un design cât mai original, să găsim soluții originale la problemele pe care apar în designul unui astfel de stații spațiale, pentru că până la urmă despre asta este competiția, despre a găsi soluții originale, despre a veni cu idei noi și astfel reușești să câștigi dacă ai ideile cele mai originale și cele mai, cred că și din punct de vedere științific, cu o bază solidă. Și voi l-ați avut, felicitări pentru asta. Și eu am o curiozitate că poate a reușit să mă lămuriți voi cât înseamnă un an lumină sau ce este un an lumină, cu ce se măsoară el? Un an lumină este distanța pe care o parcurgi între un an cu viteza luminii. Într-un an cu viteza luminii? Și viteza luminii e în jur de 3 ori 10 la 8 metri pe secundă. Deci e foarte mult. Dar mașina mea nu cred că prinde atât. Sunt foarte multe calcule în proiectul vostru, o limbă pe care, cum am spus, eu nu o înțeleg. Nici eu. E vreun mod mai simplu de a explica toate formulele alea de acolo sau trebuie să ne apucăm de învățat? Practic, cred că multe din formulele de acolo sunt, ca să explice riguros, niște concepte care pot fi înțelese destul de intuitiv. De exemplu, o mare parte sunt pentru a calcula poziția punctelor Lagrange. Punctele Lagrange sunt câteva locații destul de populare pentru astfel de așezământ, astfel de baze spațiale, pe care le-am luat și noi în considerare și de aceea am pus acele calcule. Sunt puncte stabile care nu sunt chiar în orbita unei planete. Sunt cumva, ești în echilibru în atracția dintre două planete și există cinci astfel de puncte. Și fiecare punct are o formulă, ca un fel de formulă care indică coordonatul punctului? Da, de exemplu, dacă te gândești, dacă ești între Soare și Pământ. Există un punct între Soare și Pământ, pe linia care le unește, unde atracția față de Soare este egală cu atracția față de Pământ. Și noi am făcut calculele pentru acel punct. Mai există și un punct simetric față de acesta, față de Pământ, în spatele Pământului. Există două în lateral și unul în spatele Soarelui. Și acestea sunt puncte Lagrange. Iar pentru fiecare există câte o formulă care definește unde este pentru orice sistem de două corpuri. Și când te gândești că eu nu pot să trag o linie dreaptă. Da, parcă are mai mult sens când îți explică cineva care chiar știe ce faci. Și cu siguranță niște tineri care câștigă un concurs al celor de la NASA sunt unii care văd un viitor strălucit în fața lor și voiam să vă întrebăm ce facultate se pliază cel mai bine pe calitățile voastre, ce v-ați vedea făcând în viitor? Păi cred că am putea spune fiecare cam la ce facultate am dorit să mergem. Eu o să merg în Lausanne, la EPFL pe Computer Science. Eu la Ecole Polytechnique în Franța, tot pe Computer Science. Da, și eu la fel tot în Franța. Pe o să fiți colegi? Da. Poi?
eu, Plăzan sau Politehnică? La medicină, la Carol Davila. Medicină? Da. Ce schimbare! Nu mă așteptam. Păi da, au nevoie și de medici acolo în spațiu. Așa este, dar nu mi-am dat seama. Așa este, Denisa. Iar eu, cel mai probabil, Politehnică. Politehnică. Dar mai am timp să mă gândesc. Dar avem și colegi care merg la inginerie aerospațială, pe fizică, adică practic proiectul îmbină foarte multe discipline și de aceea. Da, da, da. Ok. Și am văzut că urmează să prezentați proiectul vostru la International Space Development Conference la Los Angeles la finalul lunii mai. Cum vă pregătiți? Aveți speech-ul făcut? Îl repetați? Mai lucrați la el? Încă lucrăm la el, chiar acum când o să ajungem acasă îți trebuie să mai lucrăm la prezentare și da, noi sperăm că o să iasă totul bine și ne pregătim cât putem de mult. Noi vă urăm succes și mult sperăm succes. Să vedem poze mult de acolo. Mult succes, sigur. Mulțumim. O să vedem, garantat o să vedem. Mi-ar plăcea să aflu de la Alina, de la Fundația Dan Voiculescu, cum ai descrie proiectul lor, asta după ce am întrebat pe ei deja despre asta. Cum vezi tu reușita lor? Bună seara! Este o mare bucurie să descoper în fiecare săptămână tineri remarcabili, tineri de performanță care duc numele României la nivel internațional și practic plasează România pe harta lumii. Este un proiect de excepție și care ocupă de fapt un loc de cinste în campania 100 de tineri pentru dezvoltarea României, care de la o săptămână la alta devine o poveste de succes, pentru că în fiecare săptămână descoperim câte un tânăr sau câte o echipă de tineri care, chiar mă gândeam astăzi înainte să vin la voi, ce frumos ar fi să avem un serial sau chiar un film despre toți acești tineri care își găsesc locul, pentru că noi aducem doar din zona educației, ci și din cultură, artă, sport sau inovație, așa cum vin elevii de la Vianu. Și tot pentru tine, mai am o întrebare, eu sunt foarte curios de fel. Când ai ocazia să cunoști tineri de calibrul lor, cum vezi viitorul României? Pare că avem un viitor strălucit. Eu tare m-aș bucura ca toți acești tineri, nu doar care sunt în campania Fundației Dan Voiculescu pentru dezvoltarea României, ci și în general să se întoarcă acasă după ce urmează parcursul academic în afară, să se întoarcă și să dezvolte aici proiecte și să ne facă în continuare mândri că suntem români. Și pe lângă asta, pe lângă acest proiect, care a adus niște rezultate remarcabile, adică e ceva ce nu vezi zilnic și nu peste tot. Ce alte proiecte sau alți elevi te-au impresionat? Vai, am o listă destul de lungă. La ora actuală avem în jur de 100 de tineri, pentru că această campanie se desfășoară pe un an de zile și okay. La finalul anului vom avea Gala Excelenței Românești, unde se vor adona toți și îi vom include și în primul catalog al excelenței. Pot să vorbesc despre tineri care ne reprezintă România la campionatul mondial de robotică, care iarăși au fost înscriși în campania 100 de tineri pentru dezvoltarea României. Da, 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 i-am văzut, erau parte din proiectul vostru. Da, da. Așa, tânărul Aron, care la vârsta de 7 ani va reprezenta România la campionatul mondial de șah. Avem o balerină care cucerește toate podiumurile și lista poate continua. Deci sunt tineri de excepție, iar dacă și voi cunoașteți, vă invităm să aduceți în prim plan poveștile lor și realizările lor și să le spunem mai departe. Uite că tot spuneai tu că sunt atât de mulți care cumva ajung să fie descoperiți. Mă gândesc la numărul acelora care nu sunt pe care nu i-a descoperit nimeni, cumva la care încă nu s-a ajuns. Asta încercăm noi să facem, nu doar să vină ei către noi, către fundații, ci să mergem și noi către ei și să reprezentăm o voce. Cumva cei care sunt înscriși acum au venit ei din proprie inițiativă și au spus, uite, noi avem ceva interesant? Acum a început proiectul să prindă o mai mare amploare și e mult mai ușor, dar inițial trebuia noi să mergem către ei și acum lista de așteptare a celor care urmează să fie incluși în campanie este destul de mare. Uite, dacă nu mă înșel, cred că am auzit o dată sau de două ori și reclame pe la televizor prin care încercați să apropiați cumva de
voi oamenii, că cu siguranță sunt o mulțime care ar vrea sau care sunt, nu știu, sunt niște copii super, super talentați, dar care nu ajung cumva să-și atingă maximul potențial pentru că nu-i descoperă nimeni și cumva e mare păcat. Nu-i descoperă nimeni și poate nici nu au timpul, pentru că mare majoritate din cei care ating anumite performanțe se dedică studiului competițiilor, olimpiadelor. Îmi este foarte greu să ajungem să mergem la emisiuni sau la să facem știri cu acești tineri, pentru că majoritatea sunt la olimpiade, mai ales în această perioadă. Chiar colegii lor erau unii dintre ei plecați la olimpiada de fizică. Mult succes la olimpiada de fizică. A fost vreunul dintre voi și a reușit să se întoarcă în timp sau sunteți, nu știu, la alte olimpiade naționale? Eu m-am calificat la olimpiada de chimie și o să plec duminica asta. Felicitări și mult succes. Unde se desfășoară? În Buzău. În Buzău? Ah, noi suntem ne din vedem Buzău. În Buzău. Ne vedem la olimpiadă. Bine, noi nu participăm, da. Și o să-ți prezentăm orașul. Informatică. Super. Păi, cred că noi avem și niște... Și ai o voce foarte bună. N-am putut să nu ne... Ai o voce foarte bună de pentru radio. Pentru radio, pentru... Nu în știu general. Cum cânti, dar probabil... Habar n-am, cred... Ai încercat să pentru reclame, pentru... Orice, ai o voce super mișto, îmi place foarte mult. Și noi avem și niște întrebări rapide pentru voi, la care evident trebuie să răspundeți repede. Sau, dacă vreți. Bine, dacă vreți și mai, ok, dacă așa o hotără de Nisa, așa facem. Te las pe tine, Nisa. Ce planetă din sistemul nostru solar este cea mai primitoare și care ziceți voi că nu? Pământul, că e cea mai primitoare. În afară. Marte, da, evident. Hai că... Și mai există planeta, eu știu că era o planetă descoperită acum nu știu câți ani. Pluto? Pluto e mai e considerată planetă. Nu. Discriminare. Dar chiar, ce părere aveți despre faptul că Pluto nu mai e considerată planetă? Nu știu, n-am o părere bună sau rea în niciun sens, dar nu cred că afectează. Pluto e oricum o planetă foarte interesantă și... Ce ne poți spune despre planeta Pluto? Nu știu, știu că orbitează Pământul... face o orbită atât la câteva, cât timp face o el o orbită, Pământul face câteva mii, la câteva mii de ani și orbită. Nu știu, da, nu știu, într-adevăr nu pot să zic foarte multe. Un lucru interesant e că de când a fost descoperită, încă nu și-a terminat prima orbită. Și de-aia au zis, nu mai e planetă. Aveți idee când a fost lent. Descoperită? Hai că deja... Eu cred că de asta au scos-o, că era cam leneș, eu sincer asta, să fiu. Nu știi tu întrebările astea? Da. Oricum, și... e doar o clasificare, adică nu... 18 februarie 1930 a fost descoperită planeta Pluto. De unde știam? Problema mea. Deci, ce planetă din sistemul nostru solar, în afară de Pământ, ați spune? Marte. Toată lumea Marte? Da. Păi dacă asta au făcut proiectul... Bine, eu zic Jupiter. Ok. Și dacă ar fi să trăiți în lumea unui film sau serial cu spațiu, care ar fi acela? Star Trek. Da. Mamă, e un răspuns colectiv. Toată lumea Star Trek? Eu încă nu l-am văzut, dar îl caut când ajung acasă, dacă toată lumea mi-l recomandă. Păreri despre Interstellar și Dune? Filmele? Interstellar este foarte interesant din faptul că e foarte realistic, științific. Adică chiar dacă nu mă înșel, unul dintre persoanele care a lucrat la film, la script și la tot, este un fizician foarte cunoscut și foarte... bine cotat. Da, așa este. Așa. Și... și despre Dune? Sau nu-ți place? Îmi place, este un... E foarte mișto și cărțile sunt bune, dar nu este neapărat realistic. Adică... E chiar SF. Mi-a plăcut să mă uit. Da, e cât se poate de SF. E cât se poate de SF. Și ce planetă credeți că vă reprezintă? Dacă ziceți toți Marte... Vreau de la stânga mea, cum mă uit în partea aia, stânga mea spre dreapta. Microfonul, ai onoarea, te rog frumos. Ce planetă crezi că te reprezintă? Neptun, poate? Neptun? Da. Tu? Poți să zic Pământ? Desigur, da, aici stai, Pământ. Adică ai tu dreptul. Venus, planeta mea preferată. Venus. Uranus. Și ai zice tot Venus. Tot Venus? Marte. Da. Pentru că ai făcut proiectul pentru Marte. Ești mână-mână cu Elon Musk, eram sigur. Ce planetă, doamne, am nebunit planetele. Dacă viața ar fi posibilă pe altă planetă, ați alege să plecați sau să rămâneți? Adică pe Marte, că acolo cred că e cel mai posibil. Eu aș pleca. De ce? De ce? A fost visul meu de când sunt copil. Și... Să ajungi pe Marte? Da.
ce e așa interesant la Marte? Adică n-aveți nici parcuri acolo, n-aveți nici mall-uri, ce o să faceți? Păi e așa un instinct uman de a explora și, adică, pur și simplu să fii primul, să fii primul sau printre primii oameni de a, care ar explora planeta Marte, mi se pare genial. Și mai ales că noi suntem prima generație care cred că s-ar putea să vedem, care chiar avem șanse să vedem acest lucru împlinit și poate chiar oameni din generația noastră o să fie primii pe Marte și de aceea, nu știu, mi se pare că aș putea să fac asta. Sau eu am înțeles că o excursie pe Marte în scop turistic ar costa undeva la 200.000 de euro. Ai plătit 200.000 de euro să mergi ca turist pe Marte, adică să mergi, să întorci. Aș prefera să merg, nu neapărat ca să rămân, dar aș prefera să merg ca astronaut, ca job pentru asta, nu neapărat să ca turist. O să fii plătit să te duci, nu să plătești tu. Da, noi cred că o să plătim bine, nu cred că o să mă ția bani, dar mă rog. Și restul, voi ați pleca sau ați rămâne aici pe Terra? Depinde cât de locuibil ar fi Terra în momentul în care ar fi posibilă o excursie pe Marte. Să spunem că dacă astăzi facem exercițiu de imaginație și astăzi, în momentul de față, putem merge pe Marte. Ați pleca pe Marte astăzi sau mâine? Nu. Nu? De ce? Aș pleca, adică nu aș pleca ca să rămân acolo. Eu cred că aș pleca. Doar în vizită? Da, doar în vizită, ok. Tu? Da, e ceva nou. De ce nu? Te-ai mutat pe Marte sau ai merge doar în vizită? Momentan în vizită, dar când o să fie ceva mai... Trebuie să vezi cum e. Da, să te simți. Voi băieți? Și eu zic da, am un răspuns similar cu al lui Luxin. Adică foarte mulți copii când erau mici ziceau că vor să fie astronauți când o să fie mari, dar cred că nu mulți și-au păstrat acest vis. Și eu sunt printre aceia care și l-au păstrat și mi-ar plăcea foarte mult. Foarte tare. Și eu la fel aș duce pentru să vizite și pentru research. Ok. O să rămân acolo. Tu ai plecat pe Marte? Doar într-o vizită, dar mi se pare păcat de peisajele de pe planeta asta să le abandonăm definitiv. Bă, poate la un moment dat o să fie și acolo peisaje, cine știe, ceva diferit față de ce avem aici, ceva nou. Nici pentru asta n-ai plecat, pentru ceva nou? Ba, sunt curios. Hai că până la urmă plecăm toți, ce să faci. Bine, n-avem toți 200.000 de euro, dar mă rog. Bine, dragilor, vă mulțumesc foarte mult și pe această cale țin să vă felicit pentru rezultatele voastre. Ați făcut o treabă minunată, eu m-am uitat peste proiect și am văzut cum arată. Și înainte să încheiem și să vă las cu piesa Plec pe Marte de la Smiley și Chelu, vreau să urlăm toți cât de tare putem. Ura! 1, 2, 3 și ura! Nativii digitali se dau pe radio în generația Z. Plec pe Marte, Smiley și Chelu, iar acum lângă noi este, ca de obicei, Diana. Bună, Diana! Bună! Bună seara! Bună seara tuturor! Ce faci, dragă Diana? Ai plecat pe Marte? E o idee, este o idee, nu m-am gândit până acum, nu știu dacă aș avea bani să mă duc în primul rând, așa că nu știu dacă are sens să mă gândesc la asta. Ce, că mergi cu trenul, ai reduceri de student? Bă, ar fi o idee să facă tren așa interstelar, să mă pot să mă plimb așa printre planete. Să mergi dintr-o dată în sus. Asta zic, cu 5 lei suntem pe Marte, nu e... Da, CFR-ul să faceți și voi acolo ceva upgrade. Să vă luați trenuri de-astea interstelare. Da, trenul premium. Da, voi ce faceți? Cum vi s-a părut? Voi ați merge pe Marte sau rămâneți aici? Măi, sincer, eu aș merge pe Marte în vizită, că nu aș putea să trăiesc acolo, sunt obișnuit aici, mie îmi place aici, sunt cât se poate de... Pământean. De pământean, da. Dar nu știu dacă aș dispune de 200.000 de euro, adică sunt 200.000 de euro. Aia zic. E o casă aici pe pământ. Un apartament. Aici, pe pământ. Undeva pe la periferie. Tu, Denis, ai plecat pe Marte? Aș pleca, dar m-aș întoarce. Adică aș pleca așa, în iulie, concediu. La mare, da. Te-ai duci și tu la mare, pe Marte. La mare, da. La Marte, unde mergi? La o bălăceală pe Marte, adică, da. La o bălăceală pe Marte. Vreți să veniți că mai avem loc în mașină, în navă, pardon. A, pe chiar la Venus, la Jupiter, nu, în România, în drum un pic mai afară. Da, oprim... Pot călători și în părbacaș, dacă mai au pe Marte. Să-mi dea niște apă și e tot ok. Da, spune-ne, Diana, ce ai pentru noi? Păi, săptămâna aceasta a fost una specială, fiindcă a fost ultima în care am filmat... Nu acum! Este ultima în care am filmat voxurile, așa că nu uitați să vă uitați și pe pagina noastră de TikTok și de Instagram și să ne dați follow acolo, pentru că acolo postăm în fiecare săptămână și puteți să vedeți și oamenii pe care i-auziți la radio.
Adică Instagram București FM, iar TikTok Generația Z. Radio, Generația radio. Z Radio. Și mi-a aveam... follow. da, follow. Și am și o întrebare pentru voi, ca să nu vă las așa să credeți că gata, una, două. Voi când erați mici, ați mâncat mini marțieni? Da. Eu, sincer, nu. N-ai mâncat mini marțieni? Nu, și spun și de ce, pentru că mama mea nu îmi cumpăra mini marțieni, că erau jeleurile, mă rog, erau ca niște dulciuri, că de-aia le și luam, erau vitamine dulciuri, ca să ne păcălească. Și eu am vrut să le mănânc doar pentru că știam că erau dulci. Dar maica mea nu a vrut să-mi cumpere, pentru că a spus că are o grămadă de chimicale în ele și nu fac bine, Cătălin, mai bine mănâncă un măr. Mama, dar asta nu-i mini marțian, mănâncă mămorul. Un măr pezit ține doctorul departe, Cătălin. Păi de asta n-ai ajuns astronaut sau altceva și... Vezi, mamă, dacă rămâi la mini marțieni, mulțumesc, uite, acum vorbesc la radio, puteam să fiu pe Marte, mulțumesc da, frumos. Exact, exact, pe asta voiam să zic, că dacă... Denisa? Da, eu mâncam, dar așa, când îmi spunea doctorul că, uite, hai să iei tu niște vitamine, că e sezonul... Ce că... îți dădea doctorul vitamine, da, mini marțieni? Sau la farmacie, sau mai era doctorul mama, dar asta e altă discuție. No, tot pe mere te ține, așa e? Românești. Da. Asta păi este. Da, știi cum asta e. Bomboane sport. Păi bomboane da, noi, sport. Noi mergem pe premisa că un măr pe zi ține doctorul departe, așa că noi nu luăm altceva. Am, păi la câte mere am mâncat până la 80 de ani să mă caute. Și voi v-ați uitat, de exemplu, la filme SF sau vă plac? De exemplu, la seria Alien sau la Star Trek, Star Wars, că s-au zis și înainte? La Star Wars, în rest nu. A fost singur SF care mi-a plăcut. Bine, nici nu prea sunt eu fan SF. Ah, ok, bun. Sinceră să fiu, nu. Cred că singura serie de filme la care m-am uitat și care avea elemente SF, așa, era seria Divergent. Că citisem și cărțile. Da. Dar nu, dar promit că mă uit, adică după hai, ce... Hai, mai promis tu neapărat, și nu te-ai uitat neapărat. Și nu prea te ții de promisiuni. Da, vezi că mă uit la Fast & Furious. Bine, te-ai uitat la Fast & Furious? Da. La care? A, urmează să încep 4. Se mișcă repede, într-o săptămână se mișcă destul de repede. Dar oricum, haide să vedem până la urmă ce au răspuns oamenii. Hai să vedem ce au spus oamenii. Ia să vedem. $100.000 cash sau o excursie în spațiu? O excursie în spațiu. Excursie în spațiu. O excursie în spațiu. O excursie în spațiu. Eu aș alege totuși cash-ul ca să mulțesc banii și după ulterior să-mi iau un bilet să mă duc în spațiu. $100.000 cash. Dacă ar fi să mergi în spațiu, pe cine ai luat cu tine în rachetă? Iubitul meu. Kanye West. Cel mai bun prieten. Aș lua-o pe Oana. O prietenă. Pe fratele meu. Dacă am populat planeta Marte, care ar fi primul magazin care vrea să se deschidă? Cred că Lidl e cel mai șmecher și cel mai ieftin. Da. Nu știu, de asta alimentar, de mâncare. Aușa. Un ramen shop, ceva. Okay. Să stau să mănânc noodles și să mă uit așa la stele, care nu se ciocnesc. Cred că farmaciile ar fi destul de importante și okay. Așa. Dacă ai putea să iei doar 3 chestii cu tine pe Marte, ce ai lua? Telefonul, okay. Clar, Adidas-ii. O cafea sau energie. Telefonul, haine, gel de duș, nu știu. Un aparat foto, un animal de companie, probabil un dihor, o trambulină. Laptopul, chitară și aparatul. Telefonul, o carte sau ceva să nu-mi pierd timpul. Probabil un animal de companie, un hamster. Cred că un catan sau ceva pachet de cărți ca să nu mă plictisesc cu prietenul meu acolo. Okay. Mi-aș lua un juculeț în acela retro cu baterii ca să am ce să mă joc, să nu mă plictisesc. Zaruri sau ceva de pierdut timp, efectiv. D&D. Poate un telescop sau ceva de privit, în cel mai bun caz, dacă se vede ceva, că nu prea știu cum e pe Marte. Ce pizza crezi că ar comanda un extraterestru? Pizza cu ananas. Cuatro formaggi, nu știu. Hawaiiană, clar. Pizza cu ananas, că e mai crazy. O pizza pe care se pune miere. Clar, cu ananas, că nu știu ce e pizza bună. Cu ce personaj din Star Wars ai vrea să mergi în obor? Cu Yoda. Cu Yoda. Cu Yoda. Cu Ahsoka. Anakin. Cu Anakin. Să mâncăm un mic. Mă, dar cu Darth Vader nu vrea nimeni să meargă pe Marte sau la obor sau undeva? Poate pentru că am impresia că o să sperie lumea pe acolo și o să strângă oamenii cu mici. Acum că stau să mă gândesc, e destul de posibil. Dar, într-o altă ordine de idei, s-au alăturat nouă cele mai mișto fete din generația Z, imediat adică... urmate de restul fetelor. Din toate fetele sunt minunate. Bună, dragilor, ce faceți? Bună! Foarte bine! Am o întrebare pentru voi. Dacă ar fi să plecați pe Marte astăzi, acum, în acest moment, bine, hai, poate într-o oră, că trebuie să faceți și bagajul, sunt și eu cu bun simț. Clar. Ce v-ați lua la voi? Dar nu vă gândiți că puteți să vă luați toată garderoba, adică un bagajel micuț. Gândiți-vă că n-aveți internet acolo, deci nu faceți story-uri. Ah, ok, deci cărți. Și nici TikTok-uri. Păi cărți, ca să pot să citesc.
Okay. Ceva gros de îmbrăcat în caz că e frig pe acolo, că nu ne-a informat nimeni de climă. Exact, așa. Deci, exact. Vezi, Ana s-a gândit din prima, stai un pic, cum e acolo? Da. Să ne luăm ceva, măi, păi mai aproape de soare decât e planeta Pământ, deci cred că e mai cald decât aici. Cred, habar n-am. Eu n-aș risca. Da, și haine groase, dar și pentru vreme din asta mai... Să mergem să facem plajă pe Marte? Da, exact. Să fim precaute oricum. Pregătiți interesant. Pentru orice, dar nu fără SPF 50. Exact. A, și, da, ceva exact. Spune că trebuie puțin mai mult de 100. Da, acum, da. Am așa o vagă impresie. Poate mă înșel, nu știu, dacă ajunge să-mi spune și mie. Te sunăm. Fetele, voi ce aveți pentru noi? De la stânga la dreapta sau de la dreapta la stânga? La stânga la dreapta. Cu Ana. Da. O să vreau să începem cu Ana. Păi în această seară v-am adus informații despre... Ia despre? Să vedem despre NASA. NASA. În urmă cu mai bine de 6 decenii, în 1958, Statele Unite au dat naștere Administrației Naționale Aeronautice și Spațiale, cunoscută pe scurt ca NASA. Ce face NASA? Se ocupă cu cercetarea spațiului cosmic și dezvoltarea tehnologiilor spațiale pentru a înțelege și explora Universul. Una dintre cele mai memorabile momente din istoria NASA a fost aterizarea epică pe Lună cu Apollo 11 în iulie 1969. Cu celebrele cuvinte, un pas mic pentru om, un salt uriaș pentru omenire, Neil Armstrong a intrat în istorie ca primul om care a pășit pe Lună, urmat de colegul său astronaut, Buzz Aldrin. Dar succesul agenției nu se rezumă doar la cucerirea Lunii. De-a lungul anilor, NASA a realizat o serie întreagă de misiuni incredibile, de la explorarea planetelor și sateliților din sistemul solar și până la lansarea telescopului spațial Hubble sau a sondelor spațiale Voyager, care au revoluționat modul în care percepem Universul. Și ca să vă scot puțin din ceață, acest telescop este ca un fel de aparat fotogigantic din spațiu, care ne ajută să vedem și să înțelegem mai bine care-i treaba cu stelele și galaxiile îndepărtate. Cât despre sondele spațiale, Voyager 1 și 2, sunt două nave spațiale trimise în spațiul cosmic în urmă cu aproape 50 de ani. Voyager 1 a devenit prima sondă care a părăsit sistemul solar în 2012, iar Voyager 2 a urmat în 2018. Acum ambele călătoresc prin spațiul interstelar și trimit imagini și informații importante către oamenii de știință de pe Pământ. În plus, NASA a avut un impact profund și pe Terra. Tehnologiile dezvoltate pentru explorarea spațiului au fost adaptate și utilizate în numeroase alte domenii, de la medicină și comunicații, la transport și inginerie. În prezent, NASA continuă să privească spre viitor cu proiecte ambițioase, precum Artemis, care are ca obiectiv să retrimite oameni pe Lună și să creeze acolo o bază durabilă care să servească ca punct de plecare de explorare și cercetare spațială ulterioară. Acest lucru ar permite pregătirea pentru explorarea Marte și ar deschide noi oportunități de înțelegere a spațiului cosmic. Așadar, mulțumim NASA pentru că face Universul mai accesibil pentru noi toți. Și mulțumim și băieților de la Colegiul Național Tudor Vianu pentru că le-au dat celor de la NASA un proiect care e posibil să facă exact cum e nevoie. Da. Exact. Roxana, sunt foarte și desăvârșit de curios cu ce ai venit la noi și cu ce ne mai încânți și în această seară de vineri. Păi, în primul rând, voiam să zic că nu știu ce părere aveți voi, dar bănuiesc că tuturor ni s-ar părea mișto să ajungem în spațiu. Da. Asta clar. Eu n-am o rachetă acasă. Da, din păcate nici eu. Oricum, cu siguranță, măcar o dată v-ați gândit cum ar fi să faci lucruri banale de zi cu zi, dar cu gravitație zero. Gen, să te speli pe dinți în spațiu. Cu gravitație zero? Da. Stai un pic, că dacă e gravitație zero, gândește-te că și apa are gravitație zero. Da. Și... păi eu alerg după ea. Ce fac? Stau să alerg apa? Dar de fapt nici nu pot să o alerg pentru că dacă am sărit puțin, gata. Până ajung jos, fac 2 ore. Exact, da, nu știu, mi se pare mișto să te gândești la asta. Eu cel puțin știu sigur că m-am gândit chiar de mai multe ori cum ar fi dacă mi-ar zbura prânzul prin față și la un moment dat l-ar lua vântul. Sau, stați, cum se zice chestia asta în spațiu? Gen, că ți-a vântul. Ne întrebăm pe băieți când ieșim. Da, nu știu, există vânt în spațiu? Aer spațial. Păi, asta zic că nu știu. Vânt spațial, dragilor. Da. În fine, haideți să trecem la lucruri mai serioase sau mai neserioase, că doar nu suntem aici degeaba. Eu știu sigur că am venit aici să vă fac să râdeți ca întotdeauna cu povestioarele mele, deci hai să începem. Vreți să vă spun prima dată cum a călătorit un sandwich în mod ilegal până în spațiu? Eu vreau în mod să ilegal? Știu, da. Vreau să știu dacă și-a luat amendă. Sandwich? A fost un sandwich ilegal? Da, a fost ilegal adus în spațiu. Deci ilegal a fost sandwichul transportat, sau? Nu era transportat, sau? Nu, sandwichul nu era ilegal, că nu ai cum să faci un sandwich ilegal. Era păcat de bunătate de sandwich. Da, chiar a fost foarte bun, ilegal deci am de bun la gust. Mm-hmm. Asta vreau să zic.
În timpul misiunii Gemini 3, când americanii încercau să ajungă pe lună, John Young, unul dintre astronauții acelei misiuni, a introdus ilegal un sandwich la bordul navei. El a ascuns acel sandwich în costumul lui spațial. Pe atunci, el s-a asemănat cu Homer Simpson din cunoscutul serial Familia Simpson, pentru că și personajului din serial îi plăcea mâncarea la fel de mult ca lui John. Se pare că, în ciuda gustului incredibil de bun al sandwich-ului lui John, era ilegal să aduci mâncare în spațiu necontrolată de cei de la NASA. Deoarece firmiturile din acel sandwich ar fi putut intra în spatele panourilor electrice ale navei și altfel s-ar fi produs anumite defecțiuni care, bineînțeles, nu ar fi fost deloc în regulă. Mamă, de la niște firmituri? Da. Eu cred că era la regim și n-a vrut să tâmpi regimul și... Nu știu exact, dar oricum, asta a fost... Na. Acum, vreau să vă povestesc de ceva care poate nu e foarte actual, ci e mai mult ceva de pe vremea lui Eugen. Când se foloseau casete și toate alea. Noroc că nu e aici. Știți voi din povești și filme, dar în fine. Ei bine, în 2006, NASA a recunoscut că nu mai aveau dovezile concrete de la misiunea Apollo 11, de care ne-a zis Ana mai devreme. Okay. Ei au zis că, fiind înregistrată pe o casetă, exista posibilitatea să fie undeva într-un meci de hockey și o înregistrare de la TV a unui film vechi. Într-un final, dilema a fost rezolvată, iar cei de la NASA au venit cu o veste bună și una mai puțin bună. Vestea bună era că au reușit să localizeze înregistrările și casetele respective, vestea proastă era că acestea din urmă au fost complet șterse și refolosite. Posibil ca cineva să-și fi înregistrat nunta pe misiunea Apollo 11, dar acum haideți să fim serioși. Când ești bătrân și te uiți prin pozele și filmulețele din tinerețe, vrei să vezi un bărbat care merge random așa pe lună sau să te vezi pe tine ce tânăr și frumos erai la nuntă? Pe tine, bineînțeles. Păi nu mă întrebați pe mine, până la urmă... Nunta, da, odată o faci. Bine, e posibil de mai mult, exact. Dar mă rog, poate doar o singură dată pentru cei puțin mai norocoși. Noi vă mulțumim. Spune. Stai că mai am ceva de zis. Mai am o povestioară, totuși. Ei, povestioara mea, asta ultima, nu e chiar așa veche, e mai actuală. Iartă. Nu-i problemă, te iert. În timpul primei misiuni SpaceX, de pe 15 septembrie din acel an, cei patru astronauți de la bordul navei au luat cu ei în spațiu câteva obiecte. Probabil cu toții am fi zis că era vorba de câte o poză cu familiile lor, ceva așa de suflet sau cine știe ce. Dar... Nu erau semnici. Dar tot ceva în zona asta, să zicem. Cei patru au luat în călătoria lor câteva obiecte care urmau să fie scoase la licitație cu scopul de a strânge bani pentru Spitalul de Cercetare pentru Copii St. Jude din New York. Deci pentru o cauză nobilă. Foarte frumos. Haideți să nu vă mai țin în suspans și să vă spun exact care erau acele obiecte. 29 de kilograme de hamei. Ce? Pentru o bere așa cum trebuie. Un ukulele. Un ce? Ukulele, știi? Un instrument. Este un instrument de? Muzical. Da, o chitară mai mică. Să-mi fie rușine. Și ultima revistă Times de la acel moment în care au apărut toți cei patru. E? Deci, o bere în spațiu, ne uităm la poze cu noi. Da. O muzică. Mm-hmm. Vezi? Uite, deci oamenii ăștia și-au făcut program complet în spațiu. Bine, fetelor, noi vă mulțumim foarte mult și sper că de această dată nu am mai greșit. Nu ai mai greșit, gata, e ok, te iert. Ca de obicei ați fost minunate, mulțumim. Iar voi sunteți și mai minunați și vă las cu piesa Selfish de la Justin Timberlake. Nativii digitali se dau pe radio. În generația Z. Justin Timberlake cu piesa Selfish s-a auzit în această seară la București FM, iar nou în studio ni s-a alăturat colegul nostru Sebastian. Salut! Salut, Cătălin, dar ce faci tu pe scaunul ăsta aici? Hai să spunem că i-am dat această șansă. Am putea spune, ce faci, Denisa? Ai retrogradat? Nu, Cătălin, câteodată e bine să mai joci și în alte ligi ca să vezi cât de bun ești. Mamă, ce s-a întors. Da, nu, chiar... Lasă că vorbim noi după, pentru că Sebastian are ceva mai important decât cearta noastră în acest moment. Sebastian, sunt foarte curios, pe lângă faptul, cum ți-a fost ziua de astăzi? Un pic greuță, dar mi-a plăcut. Ducem și mai mult de atât. Da. Și vreau să știu ce cuvânt ai pentru această emisiune. Până să ajungem la cuvânt, ca de obicei, trebuie să facem o mică povestioară, nu să inducem. Bun. Când vine vorba despre generația Z și relații, cred că cel mai bine descrie situația asta un cuvânt sau poate chiar două. Cred că două e mai potrivit. E complicat.
pare că suntem cea mai pragmatică generație când ne referim la dating și conceptele alea ca să fii îndrăgostit lulea au devenit parcă prea sentimentale, prea cringe, ca să folosim tot un cuvânt al generației Z. Plus că tot procesul ăsta de a fi îndrăgostit e potrivit mai degrabă pentru ceva, comedie romantică, nu? Da, da, cam La Land, așa. Cam da. Greșit. Să faci parte din generația Z și să fii îndrăgostit e chiar foarte ok, dar vine în tandem cu ceva. O obsesie, un fenomen pe care generația noastră l-a dezvoltat în timp. E ceva ce se numește ic. Ic? Da, ic. Ic-capa. Ic-capa. Să știi și tu. Explicat foarte simplu, ic este sentimentul ăla cringe pe care l-ai când ești la o întâlnire cu cineva sau mai exact, ești descurajat imediat de ceva specific făcut sau spus, depinde, de persoana respectivă. Gândește-te sau gândiți-vă cum vreți voi, doar la câteva exemple. Vă plimbați pe stradă, să zicem, și discutați, iar persoana cu care sunteți pe stradă vorbește atât de tare încât auzi și persoanele de pe partea cealaltă de drum ce spune. Sau ieșiți și mâncați ceva, iar persoana cu care ați ieșit să mâncați ceva, își comandă șnițel cu cartofi prăjiți, felul de mâncare pe care să presupunem că îl urăți din tot sufletul. Sau, poate cum să urăști șnițelul cu cartofi prăjiți? Cineva? Cum să urăști șnițelul cu cartofi prăjiți? Nu mai există persoane, nu trebuie să fim așa răi. Este mâncarea mea de siguranță. Dacă merg undeva și nu știu ce să mănânc, comand șnițelul cu cartofi prăjiți. Înțeleg. Șnițel cu cartofi prăjiți și restul bucătăriei, adică nu... Bine, mă rog, trecem peste. Și cu salata de varză. Da, sau de roșii. Mă rog, gata că ne e foame. Sau mai există o variantă, nu știu dacă la voi se aplică, bine. Denisa, tu puneți un pic mâine pe urechi. Să zicem că poate pur și simplu persoana cu care ești împreună te alintă cu apelative de genul gălușcă, greieraș, puiuț mic, gălușcuță. Da, ceva de genul, da. Da, dar vezi că se aplică și invers. Invers, adică cum? Adică băieții răspund fetelor așa și fetele răspund băieților așa. Adică este okay, ceva okay, reciproc. Da. Mie nu mi-a spus nimic. Gălușcă. Da, și acum întrebarea care îmi trece prin minte este, Denisa, care e cel mai mare ic al tău? O să zic. Și chiar este un ic. Oamenii care vorbesc despre ei tot timpul. Adică e o chestie majoritară cumva. Dacă eu încep să zic, uite, azi am fost la facultate și tu mă întrerupe ei și zici, a, da, și eu am fost la facultate, să vezi ce interesant. Și eu încerc să intervin, să spun și eu ceva și omul respectiv intră peste mine, nu știu. Când vorbești doar despre tine, mă enervează. Atât, ai un singur ic? Nu, dar asta ar fi cel mai mare. Ar fi, nu știu, ar mai fi să fiu mințită, nu știu, chestii de genul ăsta. Asta nu e red flag? Sau, uite, pot să spun că, acum foarte sinceră fiind... Sinceramente? Dacă... Sinceramente, cumva dacă aflu că cineva, nu știu, este, nu știu, oamenii care înșală sau chestii de genul ăsta și mai e chestia asta de oamenii care spun că sunt mai înalți decât sunt ei în realitate. Da, știți oameni Denisa de genul ăsta? Are o problemă pentru că înălțimea ta, Denisa... Nu e o problemă, e una tu dacă mă întrebi. Denisa, înălțimea ta este de... 1,77 m. 1,77 m, de asta are ea probleme cu înălțimea. Bine, Sebastian, îmi pare rău și pentru tine. Da, așa ne-am născut, n-avem ce să la facem. La el nu ploua, la noi ploua. Da, la noi, da, noi suntem la Buzău, la noi ploua de rupea. Ești în București unde e junglă de betoane, ce să mai plouă, că nu mai ajunge ploaia la tine din cauza betoanelor. La noi este solul bun și de acolo sunt copii înalți. Da. Da, nu, e un mit, nu toți buzoienii sunt înalți, dar mă rog, trecând peste asta. Măi, cel mai mare ic al tău? Cel mai mare ic al meu, cred că... De fapt, nici nu cred că asta să mă gândesc vreodată care e cel mai mare ic al meu. Probabil, nu știu dacă e reflect neapărat, dar nu-mi plac persoanele care, cum ai spus și tu, de înălțime, care se dau mai mult decât sunt și pretind că sunt mai mult decât sunt. Uh-huh. Că, nu știu, habar n-am. Să dau un exemplu vag, locuiesc în Luxemburg și am, nu știu ce, casă imensă și așa mai departe. Dar, mă rog, trecând peste acest moment... Mulțumim, Sebastian, foarte mult pentru acest cuvânt din această săptămână. Cu mare plăcere. Îți mulțumesc și Denisa că mi-ai fost alături. Vă mulțumim și vouă că ne-ați ascultat. Și eu vă mulțumesc. Eu urmează să vă las cu piesa Beautiful Things de la Benson Boone. Și pentru că avem pentru voi, ca de fiecare dată, un foarte mare pa. Stați-o și filmez!
Demogen a zis, stai să și filmez. Avem așa nevoie de material pentru social media. Da, exact. Oricum, ne găsiți pe Facebook, Instagram, TikTok, YouTube, București FM sau Generația Z. Iar noi vă lăsăm cu un foarte mare... Pa! Generația Z, o emisiune realizată de studenții de la Facultatea de Jurnalism și Științele Comunicării.